Doi prieteni De Guy de Maupassant Parisul era încercuit, înfometat și istovit. Pe acoperișuri, vrăbiile erau din ce în ce mai rare și canaturile subterane deveneau pustii de vietăți. Se mânca orice. Domnul Moriso, ceasornicar de meserie, om căruia îi plăcea să stea când putea acasă în papuci, se plimba într-o dimineață limpede de ianuarie, trist, cu mâinile în buzunarele pantalonilor de uniformă și cu burta goală, de-a lungul bulevardului de centură. Deodată recunoscu într-un trecător un prieten și se opri scurt în fața lui. Era domnul Sovaj, o cunoștință de pe malul apei. Înainte de război, domnul Moriso pleca în zori în fiecare duminică cu un băț de bambus în mână și cu o cutie de tinichea în spate. Lua trenul de Argentoi, cobora în Colomb, apoi se ducea pe jos în insula Marant. Cum ajungea în acest loc al visurilor lui, începea să pescuiască. Pescuia până se înnopta. În fiecare duminică se întâlnea acolo cu un omuleț gras și vesel, domnul Sovaj, negustor de mărunțișuri de pe strada Notre Dame de Loret, pescar pătimaș și el. Pescuiau adesea jumătate de zi, alături unul de altul, cu undița în mână și cu picioarele atârnate deasupra apei. Se împrieteniseră. Uneori nu scoteau un cuvânt. Câteodată stăteau de vorbă. Dar se înțelegeau minunat, fără să-și spună nimic, pentru că se mânau la gusturi și aveau senzații identice. Primăvara, dimineața, pe la ora 10, când soarele întinerit făcea să plutească pe fluviul liniștit, aburul acela ușor care curgea odată cu apa și revărsa pe spatele celor doi pescari îndrăgiți, căldura dulce a anotimpului nou, Moriso îi spunea câteodată tovarășului lui. Ah, ce bine e! Domnul sovaj răspundea. Nu știu ceva mai bun. Atât le ajungea ca să se înțeleagă și să se stimeze unul pe altul. Toamna, în amurg, când cerul însângerat de soarele în răsfrângea în apă chipul norilor stacoji îmbujorând fluviul întreg, aprindea zarea, trimetea reflexe de foc pe fețele celor doi prieteni și aurea copacii fremătători de suflul iernii, care începuseră să ruginească, domnul sovaj se uita zâmbind la domnul Moriso și rostea. Ce spectacol! Iar Moriso, încântat, răspundea fără să-și ia ochii de la plută. Ce zici, nu e mai bine decât pe bulevard? Cum se recunoscuseră, își strânseră mâinile cu putere, mișcați de faptul că se întâlneau în împrejurări atât de deosebite. Domnul Sovaj, suspinând, îngăimă. Ce evenimente! Muriso, întunecat, gemu. Ce vremuri! Azi e prima zi frumoasă din anul ăsta. Într-adevăr, cerul era albastru și plin de lumină, Porniră alături, visători și triști. Morisot vorbi iar. Și pescuitul? Ei, ce amintire plăcută! Domnul Sovaj întrebă. Când o să mai pescuim noi? Intrară într-o cafenea mică și băură împreună un absint. Apoi începură să se plimbe pe străzi. Morisot se opri deodată. Ce-ar fi să mai bem un absint? Domnul Sovaj consimții. Cum vrei dumneata? și intrară în altă cârciumă. Când ieșiră de acolo, erau zăpăciți, buimaci ca niște oameni flămânzi care și umpluseră stomacul cu alcool. Vremea era blajină. O adiere mângâietoare leg de la obrazul. Domnul sovaj, pe care aerul călduț îl îmbăta și mai tare, se opri. Dacă ne-am duce acolo?" Unde?" Ei, la pescuit." Bine, dar unde?" La insula noastră, Avamposturile franceze sunt pe lângă Colomb. Îl cunosc pe colonelul Domulen. O să ne lase cu ușurință să trecem. Moriso fremăta de poftă. Bine, să mergem! Se despărțiră ca să-și ia uneltele. Peste un ceas mergeau alături pe șosea. Intrară în vila pe care o ocupa colonelul. El zâmbi la cererea lor și le îngădui să-și facă cheful o luară iar la drum, înzestrați cu un bilet de liberă trecere. Trecură în curând, dincolo de avanposturi, străbătură orășelul Colomb, părăsit, și ajunseră la marginea viilor mici, care coborau spre Sena. Era cam pe la 11. În fața lor, orășelul Argentei părea mort. Colinele de la Orjmon și de la Sanoa se ridicau deasupra întregului ținut. Câmpia largă care se întindea până la Nanter era pustie, pustie de tot, cu livezile ei de cireș desfrunziți și cu ogoarele cenușii. Domnul Sovaj arătă cu un deget culmile și șopti. Acolo sus sunt prusacii. Cei doi prieteni, cuprinși de neliniște, încremeniră în fața acestui ținut pustiu. Prusacii nu îi zăriseră niciodată, dar îi simțeau acolo de luni întregi, în jurul Parisului, ruinând Franța, jefuind, măcelărind, înfometând, nevăzuți și atot puternici. Un fel de groază superstițioasă se adăugă la ura pe care o aveau pentru acest popor necunoscut și învingător. Moriso îngână. Ce-ar fi să ne întâlnim cu ei? Domnul sovaj răspunse cu acea ironie pariziană care stăruia în el cu toată spaima. l da pește prăjit. Dar șovăiră să meargă mai departe pe câmp, intimidați de liniștea de la orizont. În sfârșit, domnul sovaj se hotărâ. Haidem, la drum, dar cu prudență. Coborâră printr-o vie, a plecat de mijloc, târându-se, ascunzându-se în dosul tufișurilor, cu ochii neliniștiți, cu urechea ciulită. Le mai rămânea să străbată o fâșie de pământ ca să ajungă la marginea râului. Începură să fugă. Cum ajunseră la mal, se ascunseră între stiile uscate. Moriso își lipi urechea de pământ ca să asculte dacă nu se auzeau pași prin împrejurimi. Nu auzi nimic. Erau singuri, singuri de tot. Se liniștiră și începură să pescuiască. În fața lor, insula Marant, pustie, îi ajuta să nu fie văzuți de pe celălalt mal. Clădirea mică a restaurantului era închisă, părea părăsită de ani întregi. Domnul Sovaj prinse primul porcușor. Moriso îl prinse pe al doilea, și în fiecare clipă ridicau undețele cu câte un peștișor argintiu care se zbătea la capătul firului. Era cu adevărat un pescuit minunat. Băgau ușurel peștii într-o plasă cu ochiurile foarte mici, vrătă în apă la picioarele lor, și erau cuprinși de o bucurie dulce: bucuria care te apucă atunci când regăsești o plăcere scumpă de care ai fost lipsit multă vreme. Soarele blând le mângâia spatele cu căldura lui. Nu mai ciuleau urechea la nimic, nu se mai gândeau la nimic, uitaseră de tot restul lumii. Pescuiau. Dar dintr-o dată un zgomot înnăbușit, care părea că vine de sub pământ, făcu să tremure malul. Tunul începuse să bubuie iar. Moriso întoarse capul și văzu pe deasupra malului, spre stânga, silueta înaltă a colinei Mont Valerian, împodobită pe creștet cu un pămătuf alb, cu fumul pulberii pe care îl scuipase. Numai decât o altă izbucnire de fum porni din vârful fortăreței și peste câteva clipe bubui altă de tunătură. Apoi urmară și altele și în fiecare clipă colina își arunca respirația de moarte, sufla aburi lăptoși care se ridicau încet spre cerul liniștit și se adunau ca un nor deasupra ei. Domnul sovaj ridică din umeri. Uite că iar încep!" spuse el. Moriso, care se uita grijuliu cum i se cufunda pluta, fu prins deodată de o furie de om obște potolit împotriva turbaților care se băteau așa și bodogăni. Prost trebuie să fii ca să te omori așa. Domnul Sovaj urmă. Mai rău decât vitele. Începură să vorbească liniștit, descurcând marile probleme politice cu o judecată de oameni blajini căzând de acord asupra unui singur punct, acela că niciodată nu vor fi liberi. Și Mon Valerian bubuia fără oprire, năruind cu lovituri de ghiulea casele franceze, sfărmând vieți, strivind făpturi, punând capăt atâtor vise, atâtor bucurii așteptate, atâtor fericiri nădăjduite, semănând în inimile femeilor, în inimile fetelor și ale mamelor de acolo, din alte țări, suferințe care n-aveau să se mai sfârșească asta e viața, spuse domnul sovaj. Spune mai curând că e moartea, rostir zând Moriso. Dar tresăriră speriați auzind lămurit niște pași în spatele lor. Întoarseră ochii și văzuseră chiar lângă ei, în picioare, patru oameni, patru oameni voinici, înarmați și bărboși, îmbrăcați ca niște servitori în livrea, cu caschetele plate pe cap, cu țevile puștilor îndreptate spre ei. Cele două undițe le scăpară din mână și o luară pe râu la vale. În câteva clipe, fură apucați, ridicați, aruncați într-o barcă și trecuți pe insulă. Văzură în spatele casei pe care o crezuseră părăsită vreo douăzeci de soldați nemți. Un soi de uriaș păros care, călare pe un scaun, fuma dintr-o pipă mare de porțelan, îi întrebă într-o franțuzească desăvârșită. Ați avut noroc la pescuit?" Atunci, un soldat puse la picioarele ofițerului plasa plină cu pești, pe care avusese grijă să o aducă. Prusacul zâmbi: Hei, văd că nu vă merge rău, dar e vorba de altceva. Ascultați-mă și nu vă tulburați. Pentru mine sunteți doi spioni, trimiși ca să mă pândească. Vă iau și vă împușc. Vă prefăceați că pescuiți ca să vă ascundeți mai bine planurile. Ați căzut în mâinile mele, cu atât mai rău pentru voi. E război. Dar, cum ați trecut prin avamposturi, cunoașteți fără îndoială consemnul ca să vă puteți întoarce. Dați-mi acest consemn și vă cruț. Cei doi prieteni, livizi, unul lângă altul, cu mâinile scuturate de un ușor tremur nervos, tăceau. Ofițerul urmă. Nimeni nu va ști niciodată, o să vă întoarceți acasă în liniște. Taina va pieri odată cu voi. Dacă refuzați, muriți pe loc. Alegeți rămaseră nemișcați, fără să scoată un cuvânt. Prusacul, tot liniștit, urmă arătând cu mâna spre râu. Gândiți-vă că în cinci minute veți zăcea în fundul apei. În cinci minute. Cred că aveți familie, nu-i așa? Mon Valerian bubuia mereu. Cei doi pescari stăteau în picioare, tăcuți. Neamțul dădu câteva ordine în limba germană, apoi își mută scaunul din loc ca să nu fie prea aproape de prizonieri. 12 oameni se postară la 20 de pași cu arma la picior. Vă dau un minut, nici o secundă mai mult. Apoi se ridică brusc, se apropie de cei doi francezi, îl luă pe Morisot de braț, îl trase la o parte și îi vorbi în șoaptă. Spunem repede consemnul. Tovarășul dumitale nu va afla nimic. Am să mă prefac că mă înduioșez. Morisot nu răspunse nimic. Prusacul îl lua atunci deoparte pe domnul Sovaj și îi puse aceeași întrebare. Domnul Sovaj nu răspunse. Se întoarseră iar unul lângă altul. Ofițerul începu să comande, soldații ridicară armele. Atunci privirea lui Moriso căzu din întâmplare pe plasa cu peștișori, rămasă în iarbă la câțiva pași de el. O rază de soare făcea să strălucească grămada de peștișori care se mai izbăteau încă fu cuprins de un fel de slăbiciune cu toate sforțările lui. Ochii se umplură de lacrimi. Îngână. Adio, domnule sovaj. Domnul sovaj răspunse. Adio, domnule Moriso. Își strânse rămâna scuturați din cap până în picioare de un tremur de neînvins. Ofițerul strigă. Foc! Cele douăsprezece pocnituri părură una singură, domnul sovaj se prăbuși cu fața în jos. Moriso, mai voinic, se clătină, se răsuci și căzu pieziș peste tovarășul lui, cu fața spre cer, în vreme ce un șuvoi de sânge îi gâlgăia prin tunica crăpată la piept. Neamțul dădu alte ordine. Oamenii lui se risipiră, apoi se întoarseră cu funii și cu pietre pe care le legară de picioarele celor doi morți. Pe urmă îi duseră la mal. Mon Valerian nu contenea să bubuie învelit acum într-o clădăraie de fum. Doi soldați îl apucară pe Moriso de cap și de picioare. Alți doi îl luară pe sovaj, în același fel. Trupurile, legănate cu putere o clipă, fură aruncate departe. Descriseră o curbă, apoi se cufundară în picioare, în fluviu, pentru că pietrele trăgeau mai întâi picioarele spre fund. Apa țâșni, se bulbucă, se învolbură, apoi se liniști. În timp ce valuri mici băteau în mal. Pe apă plutea puțin sânge. Ofițerul, mereu senin, spuse cu jumătate de glas: Acum e treaba peștilor. Apoi se întoarse spre casă. Deodată, zări în iarbă plasa cu porcușori. O ridică, o cercetă, zâmbi și strigă: Wilhelm, un soldat cu șorț alb, veni în goană. Prusacul îi aruncă plasa celor doi împușcați și ordonă. Frigem numai decât peștișorii ăștia, cât sunt încă vii, au să fie delicioși. Apoi început să tragă din pipă. Sfârșit.